Da, am ajuns la o înțelegere și din punct de vedere al continuității, e clar că ne-am fi dorit să nu schimbăm antrenorul după așa puține etape și să trebuiască să căutăm pe altcineva, dar consider că discuțiile pe care le avem cu cine le avem sunt foarte bune pentru Universitatea Cluj. Și sunt discuții de viitor, oameni care au lucrat într-un mediu profesionist și într-un mediu profesionist în vest și la echipe mari. Deci vorbiți cu George Overaru? Da. Suporterii au fost destul de dezamăgiți. Suporterii sunt dezamăgiți pentru că, așa cum am spus la început, la prima întrebare, își doresc continuitate. Toată lumea își dorește o continuitate la orice club la care lucrează. Din păcate, asta este fotbalul și sperăm prin noile mișcări pe care le facem să avem rezultate și să ducem proiectul și să ne îndeplinim obiectivul. Ce l-a recomandat pe George Ungăraru ca antrenor la Cluj? Încă nu este antrenor la Cluj. Sunt discuțiile pe care le avem. Atunci când va fi, vom purta și această discuție. Mai sunt și alți antrenori? Ne poți spune vreunul dintre motivele care l-au determinat pe Mihai să ia această Deci decizie? asta trebuie V-au să, transmis asta ceva? trebuie să vorbesc cu Mihai, nu am ce să vă... A fost o discuție și cu domnul Walter și cu doamna administrator judiciar și asta este viața aici. Au fost Ușor, alegați ușor, ușor, toată lumea. rezultatele echipei sau, mă rog, parcursul echipei din ultima perioadă, în general? Motivele la tot ceea ce s-a întâmplat, cred eu că nu mai are rost să le discutăm. S-a ajuns la o înțelegere comună, s-a ajuns la un acord de reziliere. Nu-mi place să stăm acum să discutăm despre ce a fost, de ce, cum, să aruncăm pisica unul în curtea altuia. Vrem să ne despărțim civilizat. Vreau să-i mulțumesc lui Mihai pe această cale de tot ceea ce a făcut și. În afară de George Overaru, mai sunt alte variante în acest moment cu care își discută pentru postul de antrenor? Nu, discutăm doar cu George Overaru. Dacă vom ajunge la o înțelegere cu el și vom semna actele, e tot în regulă. Dacă nu, ne vom îndrepta și spre alte variante. Pentru negocieri, totuși, ce-l recomandă? Este un antrenor care nu are un CV foarte încărcat, ba din potrivă, în afară de grupele la Ajax, un lot național. Este un antrenor tânăr cu o mentalitate și o pregătire în spate, vine ajutat, deci nu vine doar ca George Ogăraru antrenor principal, o să avem și un staff. Discuțiile merg spre a aduce un om care are o experiență în echipa Ajax și un om la 50 de ani care îl poate ajuta pe George Ogăraru foarte bine. A fost pe la City și la United, nu? Da. Nu v-ați asumat un anumit risc în condițiile în care veți aduce din nou un antrenor fără experiență mare în antrenorat și în condițiile în care au venit foarte mulți jucători noi în această vară? Nu putem vorbi încă de o echipă închegată 100%. Într-adevăr, fotbalul trebuie să-ți asumi și riscuri. Sunt jucători mulți noi, dar este un antrenor care și un fost jucător care a stat în vestiare mari, știe să se pună mintea lor foarte, foarte repede și cred că îi va face pe toți să înțeleagă direcția în care își dorește să meargă. Până la amicalul cu Shakhtyor are un antrenor? Eu zic că da. Care credeți că va fi reacția fanilor la adresa lui Ogăraru sau unui nou antrenor? Vom vedea. E greu să uit. Clar că fanii s-au și atașat de Mihai Deja, dar ăsta este fotbal. Astea sunt deciziile pe care trebuie să le luăm. Târnim și despărțim. E La posibil să și lucrăm împreună din nou, deci nu e exclus nimic. adresa lui Ogăraru, poate mai mult cât e linii pe stradă fost pe listă studiului. Eu nu mai cataloghez oamenii după, sunt în postura în care nu-i cataloghez după foste list dinamovist sau rapidist. Vreau să am luat un vrem să luăm un om care are profesionalismul 100% în sânge și faptul că a reușit să se integreze în școala de fotbal aia și oamenii aceia l-au ținut acolo, cred că vorbește foarte mult în numele meu. Demisia lui Mihai Dinea în acea zi în care a fost numit ca director sportiv domnul Culculescu. Vreau să întreb în primul rând dacă are vreo legătură cu acest lucru, pentru că s-au făcut speculații. Nu are absolut nicio legătură. Domnul Culculescu, un plus pentru Universitatea Cluj? Da, este omul de care avem nevoie aici la echipă, un manager pe plan sportiv, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut și cred eu că împreună vom reuși să facem o echipă foarte bună. Dacă continuăm în aceeași direcție, nu cred că reușeam să creștem, să ducem la deplinire proiectul și prin venirea dânsului, cred că am reușit
să facem o achiziție bună și faptul că a lucrat 4 ani jumate la Panduri, care a fost în primele 5 echipe în ultimii ani și au participat în cupele europene, spune mult. Mai e timp până pe 8 septembrie pentru noi transferuri în atac? Este timp. Banii în acest moment au plus restanțe financiare? Nu, jucătorii au fost plătiți și stafful la fel, deci nu. Nu, ce la cazul Târnăcop care nu și-a luat banii. Nu vreau să las pe domnul Târnăcop să vorbească el ce crede el de cuvință să vorbească. Există un contract care este respectat, un act de reziliere care este respectat și credeți-mă că unul care nu dorește să stea, un jucător care nu dorește să stea la Universitatea Cluj, este liber să plece. Administratorul judiciar al clubului spunea că nu, în momentul în care se vota de acea sumă pe transferul lui Lemnaru, când au intrat banii și jucătorii sunt în urmă cu... Este o discuție mult prea veche, jucătorii sunt la zi. Mai am eu întrebare de Mihai Deja. Dinainte de meciul cu Iașu. Crezi că ar face față la Steaua în condițiile în care ar fi contactat acum să meargă să preia echipa? Fiecare antrenor depinde de o conjunctură, încă o conjunctură a echipa unde intră. Antrenorul în sine, Mihai Teja, George Ogăraru, Cosmin Contra, Laurențiu Reghincaus, toți antrenorii tineri au o experiență în spate a campionatelor din vest. Cred că este oportună aducerea lor aici în România și